Aseară a fost reluată circulația pe porțiunea de cale ferată din sudul Republicii Moldova, avariată după ce câteva vagoane ale unui tren de marfă au deraiat. 50 de muncitori au instalat șine noi și traverse de beton pe o lungime de 125 de metri. Segmentul reparat Culma, cool cea lunga face parte din cale ferată ce leagă Republica Moldova de portul Ren din Ucraina. Sâmbătă în zona a avut loc un accident în care a fost implicată o garnitură cu 61 de vagoane ce transporta grâu spre portul Ren din din Ucraina. Potrivit întreprinderii de stat cale ferată din Moldova, din cauza temperaturilor ridicate, șinele și-au pierdut din rezistență și șase vagoane ale trenului au deraiat. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Ancheta este în desfășurare.